Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foaia locală Cronica Găieștiului anunță că un struț a fost văzut în centrul orașului, în zona pizzeriei Moft. Imensa pasăre părea dezorientată, aici citez, și se plimba printre mașini, provocând haos. Deci la Găiești nu e haos. Ce faci când vezi struțul printre mașini? Băi, nu știu cum aș reacționa. Ce faci? Poze, filmulețe, cum, da, corect, lumea filmează. Ce face lumea în ziua de azi când vede ceva bizar? Filmează sau fotografiază? Când o să vină apocalipsa? Da, o să fie jumate filmează. O să fie, cât de cool! Sesizați de localnici, polițiștii au pornit pe urmele struțului. Și l-au găsit? Nu l-au găsit, se ascunsese cu capul în nisip. Potrivit autorităților, struțul a fost pierdut de proprietar dintr-o mașină care se îndrepta către București. Asta e. Deci către București venea. Nu. Fals. Să știi că m-am interesat, m-am documentat în teritoriu. Ai făcut anchetă cu struțul? Da. L-am contactat pe fostul nostru coleg Sile, da, care e găieștean și care știu că știe tot ce mișcă în județ și nu m-am înșelat, știa și de data asta. Cum îți chema pe Sile, care e treaba cu struțul? Da. Și zice, domne, erau 6 bucăți în benă. Deci era, da, era jumătate de duzină. Îi crește unul din Argeș și îi vinde patronului unui han. Deci știa exact și de unde veneau și unde se duceau. Deci nu se duceau la București, duceau la han. Noi nu avem han în București, decât hanul drumețului de la... Dar îi ducea în plimbare sau ce? Hanul Manuc. Îi ducea spre sacrificare. Îi ducea la abator. Deci îi ducea la cotlet. Abatorul, da, este al unui milionar local. Final altui milion. De aici intrăm în niște detalii pe care numai Sile le poate reproduce. Da. Și mi-a zis, struțul nostru e deja cotlete. A zis că e tare milă, că sunt sacrificați, că sunt foarte periculoși la sacrificare, că pot lovi. Și nu numai, am înțeles. Nu numai ce? Nu numai la sacrificare, deci nu numai când înțeleg ce urmează, da, să li se în general, întâmple, ci și așa, ci ca un caracter imposibil. Lovitura de struț e, da, tare primejdioasă. Și dau cu piciorul. Da. Dau cu piciorul, dar nu te vezi. Deci, dar mă întreb cum a fost operațiunea. Deci cum iei struțul și îl pui în benă? În bena unei... Nu-i papuc sau camionetă sau ceva? Că e, camionetă, spus, dacă erau 6 piese în ea, când un papuc nu-n cap. Adică ei de ce ar sta în benă? Când ia... sunt transportați? Pui. Cum ademenești struțul în benă? Nu știu, poate ne spune cineva, dați-ne mesaje. Dacă, da, aveți un struț prin preajmă, da, morcov, fânciu, mânca el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.